Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am pregătit taroscopul săptămânii 26 octombrie-1 noiembrie 2020. Poate te întreb ce este un taroscop. Foarte simplu, este o etalare de tarot făcută pentru fiecare zodie în parte. O să extrag câte o carte din acest set, denumit Art Nouveau Golden Tarot. Este un set foarte frumos, făcut cu foiță de aur și cu o estetică Art Nouveau. Este un set absolut superb. Bun, din acest set o să extrag câte o carte pentru fiecare zodie în parte. O să clarific cu acest set Daily Tarot, de tarot zilnic, iarăși un set foarte, foarte frumos. Și la final o să extrag un mesaj din acest set oracol, intitulat Puterea Gândului, de Louise Hay. Și o să vă citesc mesajele din acest set. Aceasta este o etalare generică, chiar dacă ne uităm la fiecare semn zodiacal în parte, analizăm totuși la un mod general energia acestei săptămâni, iar dacă vreți să aveți mai multe detalii sau să vă faceți o imagine mai exactă asupra ce se poate întâmpla pentru voi în această săptămână, vă recomand să urmăriți atât detalarea pentru zodia voastră, pentru ascendent, cât și pentru lună. Dacă nu sunteți siguri la ce mă refer aici, nu știți exact care e treaba cu ascendentul, cu luna, cu care e diferența între zodia voastră și zodiile de ascendent și de lună, în descrierea acestui video v-am lăsat un link către un video de pe canalul meu în care explic exact care e faza cu ascendentul, care e faza cu luna, care e faza cu zodia și ce înseamnă toate aceste trei lucruri privite împreună, cum vă puteți face o imagine mai bună și mai clară asupra personalității voastre, asupra nevoilor voastre, asupra direcției voastre de evoluție spirituală în această viață. Dacă mai vreți informații suplimentare, vă invit pe canalul meu de Instagram sau de Facebook, unde pun câte o etalare zilnică, o etalare generală pentru fiecare zi în parte. Aceste etalări sunt într-adevăr în engleză, dar dacă vreți să le fac și în română, lăsați-mi comentarii la acest video și o să le traduc și în limba română, să fie în ambele limbi. Bun, și acum hai să începem. O să punem deoparte aceste cărți de clarificări. Înainte să începem etalarea, vreau să subliniez că aceasta este o etalare generală. Chiar dacă ne uităm pe fiecare zodie în parte, eu nu citesc viitorul. Viitorul rămâne în mâinile voastre. Fiecare dintre noi are liberul arbitru. Fiecare dintre noi poate să ia deciziile pe care le consideră necesare. Eu doar interpretez energia momentului și vă dau o hartă, o mini-hartă pentru săptămâna următoare, ca să fiți pregătiți, să puteți să beneficiați la maxim de oportunitățile care vi se deschid în față și să vă puteți feri de riscurile săptămânii viitoare. Dar decizia finală de cum acționați și ce o să faceți rămâne în mâinile voastre. De aceea vă rog să luați din această etalare doar ceea ce se potrivește pentru voi. Dacă ceva nu rezonează cu situația voastră de viață, ignorați, treceți mai departe, mesajul respectiv nu e pentru voi. Eu o să încerc să dau cât mai multe explicații posibile, cât mai multe variante posibile pentru fiecare carte în parte, dar dați seama că nu am cum să acopăr chiar toată plaja de posibilități. Posibilitățile sunt infinite. Bun. Bun, și acum hai să extragem mesaje pentru binele suprem al tuturor celor din zodia Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești.
energia generală acestei săptămâni pentru toate zodiile este 3-ul de monede. Cooperare, muncă în echipă, perfecționarea skillurilor, a abilităților, o săptămână în care trebuie să lucrăm împreună cu cei din jurul nostru, nu împotriva lor. Bun, o să las această carte aici ca să ne amintească de energia generală a săptămânii. Bun, și hai să vedem ce așteaptă pe berbeci în săptămâna 26 octombrie, 1 noiembrie. 5-ul de cupe. O tristețe mare, simțiți că ați pierdut ceva, dar dacă vă întoarceți spatele, o să vă dați seama că nu e totul pierdut. Da, sunt anumite lucruri care nu au ieșit așa cum v-ați așteptat, dar încă mai există potențial pentru ceva, pentru o împlinire. Și depinde de deciziile pe care o să le faceți voi săptămâna asta, de mișcările pe care o să le faceți săptămâna asta, dacă aceste două cupe din colțul dreapta jos mai rămân în picioare sau dacă o să se răstoarne și ele, da? Vedeți că aceste trei cupe care au căzut sunt cele care îi provoacă acestui om atâta neplăcere, dar mai sunt două cupe care stau pe mantia lui și în funcție de mișcările pe care le face, da, dacă face mișcări bruște, o să se răstoarne și alea. Dacă face mișcări calculate, atent gândite, se poate bucura de aceste două cupe care au rămas în picioare aici în spate. Bun, hai să vedem pentru berbeci clarificări. La ce se referă această mare neplăcere? Nu vă place să lucrați în echipă? Nu vă place ideea de a colabora cu alții? Vreți să fiți voi superstarul? E posibil să fie așa pentru unii dintre voi. Hai să vedem o clarificare pentru berbec. Luna. Da, ceva legat de nevoile sufletului vostru nu s-a împlinit în această săptămână. Simțiți o pierdere emoțională undeva, o pierdere sentimentală. Poate că e o neplăcere într-o relație cu, fie cu partenerul de viață sau cu anumiți parteneri de afaceri care v-a lezat foarte personal. O pierdere pe care o luați foarte, foarte personal. Dar nu e totul pierdut, da? Vedeți aici că mai aveți încă două cupe care sunt în picioare și pe baza cărora puteți să reclădiți ceva mai solid decât ce ați avut înainte. Ceva pe termen lung, ceva de lungă durată. Dacă lucrați în echipă, s-ar putea să aveți nevoie de ajutorul cuiva. Nu ezitați să cereți ajutorul săptămâna asta. Viitorul arată promițător, dar în această săptămână, dragii mei berbeci, o să fiți așa un pic prinși în spirala asta descendentă, în spirala asta negativistă. Va trebui să găsiți metoda să vă scoateți din această stare. Uitați-vă în jur. Uitați-vă în jur la binecuvântările care vă rămân acolo în picioare și începeți să clădiți ceva mai stabil de la aceste lucruri care încă au rămas în picioare după această săptămână. Vă rog să-mi lăsați în comentarii cum se aplică energia acestei săptămâni pentru voi. Pentru clarificări suplimentare, analizați-vă, uitați-vă și la zodia ascendentului și la zodiacul lunii, dacă nu știți cum să le găsiți, aveți un link în descriere, un link către un video în care vă explic exact care e faza cu ascendentul și cu luna. Să trecem mai departe la Tauri. Pentru Tauri, săptămâna asta lucrurile se mișcă cu foarte mare viteză. Lucrurile încep să prindă viteză, să se întâmple anumite lucruri la care poate nici n-ați mai sperat de mult că o să se mai întâmple. Sunteți pregătiți pentru viteza asta? Oricum Uranus în zodia voastră tot anul și încă vreo 6 ani de acum înainte o să vă dea totul peste cap. Nu prea sunteți voi pregătiți de energia asta uraniană, specifică vărsătorilor, da? Pentru că Uranus este planeta care guvernează zodia vărsătorului. Dar e interesant de văzut cum reacționează Taurii atunci când Pământul începe să le fugă de sub picioare. Acest 8 de bâte e o carte pozitivă, da? Lucrurile se mișcă, prind contur. Și pentru că energia generală a săptămânii este acest 3 de monede,
tind să interpretez că ceva la locul de muncă începe să se miște, începeți să vedeți roadele muncii voastre. Hai să vedem o clarificare pentru Tauri. Cavalerul de cupe. O ofertă în dragoste. Vine foarte rapid către voi, da? Pentru că vedeți, atât aceste bâte cât și cavalerul sunt îndreptați în aceeași direcție. Deci fie o ofertă de dragoste sau o ofertă la locul de muncă, dar care vă împlinește și spiritual, nu doar financiar, vine cu foarte mare viteză către voi. În ambele cazuri, că e o ofertă de dragoste, că e o ofertă de afaceri, fiți foarte atenți, pentru că exact așa cum vine, cu viteza cu care vine către voi, poate să și plece de la voi. Da? Dacă vreți să beneficiați de această ocazie, de această oportunitate, acționați și voi rapid. Va trebui să vă mișcați rapid, asta este. Știu că nu vă place, dar va trebui să vă mișcați foarte rapid. Iar dacă e vorba de o ofertă de dragoste, va trebui să testați foarte bine persoana care vine către voi cu această ofertă. Asigurați-vă că într-adevăr este un partener de termen lung, pentru că toată această viteză și de la 8 de bâte și de la cavalerul de cupe ne arată că nu e neapărat ceva pe termen lung. Da? Voi ați vrea să construiți ceva pe termen lung, dar oferta asta care vine la voi s-ar putea să fie una temporară, una de scurtă durată. Asigurați-vă că e o ofertă pe termen lung dacă vreți să vă implicați cu toate resursele voastre, dacă nu, bucurați-vă de momentul acesta și o să vedem săptămâna viitoare ce urmează. Dacă vreți clarificări suplimentare, uitați-vă și la ascendentul vostru și la zodia în care aveți luna. Dacă nu știți exact care e faza cu luna și ascendentul, aveți în descrierea acestui video un link în care vă explic exact care e faza cu zodia, ascendentul și luna. Bun, hai să trecem mai departe la gemeni. La gemeni. Dragii mei gemeni, oare voi sunteți acest cavaler care merge către Tauri cu o ofertă fulgerătoare sau o parte dintre voi, da, o să fiți cei care mergeți către Tauri cu oferta asta fulgerătoare și îi dați peste cap? Pentru ceilalți vine cineva, vine cu un mesaj, vine cu o ofertă de dragoste, vine cu o ofertă de afaceri către voi și exact cum le-am spus și Taurilor, este o ofertă foarte tentantă, dar pe care trebuie să o analizați foarte bine. Dacă e ofertă de dragoste, testați acest cavaler de cupe. Testați-l ca să vă asigurați că vine într-adevăr cu o ofertă pe bune, pentru că altfel riscați să ajungeți la acest 10 de săbi care a sărit din pachet, da? Riscați să fiți foarte dezamăgiți. Nu vă creați așteptări și asigurați-vă că lucrurile sunt într-adevăr așa cum par. Da, lucrurile se mișcă rapid, în orice caz se mișcă cu o viteză foarte mare, dar dacă vreți să clădiți ceva de viitor, ceva de termen lung, trebuie să vă asigurați că și acest cavaler de cupe care vine către voi cu ofertă se bagă în treaba asta tot pe termen lung ca și voi, pentru că toate aripile astea care apar și la călcâiele lui și pe armura lui peste tot, asta arată că nu e o persoană foarte stabilă, nu e o persoană care e dispusă să stea locului prea mult timp. Hai să vedem o clarificare. Două cărți, nu, mai alegem. Hai să clarificăm un pic cine este acest cavaler de cupe pentru gemeni. Este o persoană foarte creativă care vine cu ceva nou către voi, vine cu o ofertă nouă, e o ofertă pe care n-ați mai văzut-o în trecut. S-ar putea să fie exact ceea ce v-ați dorit sau ceea ce v-ați imaginat toată viața că vă doriți și acum, dintr-o dată, apare în fața voastră cu oferta asta și nu știu, e exact ceea ce vă doreați sau nu. Dacă e exact ceea ce vă doriți, foarte bine, săriți cu capul înainte. Dacă nu sunteți siguri, ascultați-vă intuiția, pentru că o să vă ajute săptămâna asta. Bun, pentru informații suplimentare, uitați-vă și la
ascendent și la zodia în care aveți luna. Dacă nu știți exact care e treaba cu ascendentul, cu luna și cu zodia voastră, v-am lăsat în descriere aici un video în care explic mai în detaliat care e faza cu zodia, ascendentul și luna. Bun, și trecem mai departe la raci. Șasele de cupe, o energie superbă pentru raci săptămâna aceasta. Vă simțiți protejați, vă simțiți în echilibru, vă simțiți exact ca în copilărie, când totul era bine, totul era frumos și aveți așa o energie foarte plăcută în interior, o energie visătoare, optimistă, simțeați că puteți să faceți orice. Hai să vedem la ce se referă acest 6 de cupe pentru raci, mai ales în corelare cu 3-ul de monede. Posibil să aveți un partener sau parteneră de joacă, dar cineva care e pe aceeași lungime de undă cu voi, care vă susține, fie că lucrați împreună la un proiect, la lucru, sau poate începeți să fiți din nou pe aceeași lungime de undă cu partenerul sau partenera de viață și asta vă face să aveți o viziune mult mai optimistă asupra vieții. Hai să vedem o clarificare pentru raci. 9 de bâte, da. După îndelungi eforturi care le-ați depus pe termen lung în trecut, acum în sfârșit lucrurile încep să se alinieze. Ieșiți cumva din energia asta de fight or flight instinct, da? Trebuie să mă mențin tare pe poziții și să-mi protejez lucrurile mele, ce al meu, și acum voi sunteți cei care vă simțiți protejați. E foarte bine când roata se mai întoarce, pentru că se schimbă energia și aduce un val de feeling, de energie nouă în viața voastră. Săptămână foarte frumoasă pentru raci. Vă rog să-mi lăsați în descriere cum se aplică energia asta pentru voi. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, uitați-vă și la ascendentul și la luna voastră. Dacă nu știți exact care e treaba cu ascendentul și luna, am lăsat în descriere un link către un video în care explic exact cum se calculează, cum le găsiți și ce înseamnă pentru voi. Hai să trecem la lei. Pentru lei apare fetonul, carul. Cartea care reprezintă zodia racului. Leilor, ce aveți de împărțit cu racii? Mi se pare foarte interesant cum aproape la fiecare zodie a apărut câte ceva din zodia anterioară. Ori aveți ceva de împărțit cu racii, ori trebuie să vă uitați un pic în subconștientul vostru, pentru că acolo lucrurile încep să se miște cu rapiditate. Să se miște cu rapiditate într-o direcție bună pentru voi, într-o direcție pozitivă. Dar trebuie să vă faceți neapărat curățenie în subconștient. Voi acum, la fel ca și taurii, cred că depuneți foarte mult efort în spatele publicului, cum ar veni, în spatele cortinei. Depuneți efort în curățarea subconștientului vostru, astfel încât să fiți pregătiți pentru tot ce vă așteaptă în viitor. E o muncă grea, dar e o muncă care trebuie depusă dacă vreți să evoluați atât în plan spiritual, emoțional, cât și în plan fizic, în carieră, în bani, în tot ceea ce vreți să îndepliniți în această viață. Hai să vedem o clarificare pentru lei. Pajul de bâte. O energie foarte creativă, foarte debordantă, care vrea să mute munții din loc. Dar e o energie pe care va trebui să învățați să o controlați, pentru că e genul de energie care riscă să se disipe foarte ușor, da? Acest paș de bâte are foarte mult potențial în spate, dar are nevoie de o mână fermă, da? Cum e acest om care conduce acest car, da? Care în mitologie trage luna după el. Dar trebuie o mână foarte fermă care să știe să direcționeze energia acestui paș de bâte și mi se pare că voi aveți săptămâna aceasta energia necesară sau viziunea necesară ca să direcționați energia acestui paș de bâte în direcția corectă, da? Cum veți face chestia asta lucrând în echipă, asumându-vă un rol, poate de lider în echipa în care sunteți, iar dacă e vorba de lucru asupra voastră, asumându-vă responsabilitatea pentru propria evoluție spirituală, emoțională, financiară, în toate planurile existenței.
săptămână foarte frumoasă și pentru lei. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică energia asta pentru voi. Pentru clarificări suplimentare, uitați-vă și la ascendentul și luna voastră, iar dacă nu știți exact care e treaba cu ascendentul și luna, în descrierea acestui video am lăsat un link în care explic exact care e faza cu zodia, ascendentul și luna. Și hai să trecem la fecioară. Pentru fecioare se încheie un ciclu. Fie încheiați un proiect, încheiați o colaborare, ceva a ajuns la final și acum culegeți roadele acestui proiect, acestei colaborări, a muncii depuse în trecut. Pentru o altă categorie de fecioare, săptămâna asta o să simțiți că aveți lumea la picioare. Energie foarte interesantă, iar dacă săptămâna asta finalizați un ciclu, orice ar fi acesta, că e în viața personală, că e în viața profesională, că e, poate finalizați un tratament și vorba de o etalare de sănătate, orice finalizați săptămâna asta, să știți că săptămâna viitoare va trebui să începeți un ciclu nou, da? Adică se face loc în viața voastră pentru ceva nou. Dacă acum terminați un job, nu știu, ați avut poate contract pe perioadă determinată, nu vă îngrijorați, pentru că finalizarea acestui contract înseamnă doar că vă eliberați pentru ceva mai bun care să apară în viața voastră. Hai să vedem o clarificare pentru fecioare. Împăratul. O altă arcană majoră foarte frumoasă, o carte care ne arată că sunteți stăpânii propriului destin, ați finalizat un proiect, un ciclu, ați finalizat ceva și la finalul acestui ciclu sunteți stăpânii propriului destin. Ați învățat niște lecții de la berbeci, fie la propriu, de la o persoană care este în zodia berbecului, sau ați învățat să fiți mai berbeci. Ce înseamnă asta? Să vă afirmați mai mult, să nu vă fie teamă să arătați lumii cine sunteți voi cu adevărat, să fiți voi în adevărata voastră lumină și la adevărata voastră valoare. De asemenea, pentru fecioare e interesant săptămâna asta să vedeți tranzitul lui Marte în berbec, ce casă astrologică natală vă activează. Dacă nu știți exact la ce mă refer, uitați-vă că în descrierea acestui video am lăsat un link către un alt video în care explic exact care e faza cu ascendentul, zodia, cu luna și acolo o să găsiți informații suplimentare. De asemenea, e foarte important să vă uitați și la etalarea pentru ascendentul vostru și pentru luna voastră ca să primiți informații suplimentare. Bun, hai să trecem mai departe la balanță. O altă carte superbă pentru balanță, săptămâna asta avem Steaua, cartea care reprezintă în mod tradițional vărsătorul, carte care se referă la împlinirea dorințelor și nu doar în plan personal, ci și împlinirea unei dorințe pentru binele societății, pentru binele grupului mare din care faceți parte, nu doar pentru beneficiul vostru privat, da? Balanțele au înțeles exact ce înseamnă acest 3 de monede sau vor înțelege în cursul acestei săptămâni ce înseamnă acest 3 de monede, ce înseamnă să lucrezi într-o echipă, să vezi binele echipei și să vezi țelul final, da? Realizarea proiectului overall pe de-a întregul, nu doar munca ta mică pe care o depui la nivel micro, ci să înțelegi proiectul la nivel macro. Foarte frumos pentru balanțe. Hai să scoatem și o carte de clarificare. Da, această stea se referă la 8-ul de monede. Pentru balanțe, tind să cred că aceasta este o etalare axată foarte mult pe carieră, pe un proiect, fie că e un proiect în carieră sau un proiect personal, un proiect prin care voi învățați lucruri noi, vă rafinați skillurile, vă rafinați abilitățile și competențele și primiți ajutor. Cineva din echipa în care lucrați sau din mediul în care activați observă tot efortul ăsta pe care l-ați depus și vă ajută să vă îndepliniți dorința cea mai mare a sufletului vostru în acest domeniu de viață. Dacă e vorba de carieră sau că e o etalare personală, chiar nu prea contează. Cineva vă observă toate eforturile
vă recunoaște meritele și vă ajută de pe o poziție de putere, vă ajută să ajungeți și voi undeva mai sus. Etalare foarte frumoasă pentru balanțe. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru voi săptămâna asta. Pentru detalii suplimentare, verificați și ascendentul și luna voastră. Dacă nu știți exact care e faza cu ascendentul și luna, în descrierea acestui video am lăsat un link cu mai multe detalii. Bun, și trecem mai departe la Scorpion. Pentru Scorpion avem Cavalerul de Săbii. Și la voi lucrurile se mișcă rapid, ca și la Tauri. La Tauri se mișcau rapid din exterior, la voi cred că se mișcă rapid din interior. Vă văd pe voi ca având această energie a Cavalerului de Săbii. E o energie foarte carieristică, da? Adică nu știu de ce, Scorpionilor, săptămâna asta sunteți dispuși să treceți peste oricine și peste orice ca să ajungeți în vârf, ca să ajungeți în top. Dar nu uitați că energia generală a săptămânii ne îndeamnă la muncă în echipă, la cooperare. Și dacă voi vă încăpățânați să călcați peste oricine, să treceți peste orice ca să ajungeți mai rapid în vârf, s-ar putea să ajungeți acolo și să vă dați seama că sunteți singuri, că nu mai aveți susținerea nimănui, pentru că pe traiectoria voastră de a ajunge acolo, da, ați ajuns foarte rapid, dar i-ați îndepărtat pe toți de la voi. I-ați îndepărtat pe toți de lângă voi și nu mai aveți susținere de la nimeni. Așa că, dragii mei Scorpion, săptămâna asta mai puneți un pic de pauză sau, dacă chiar vreți neapărat viteza asta de a ajunge la vârf, asigurați-vă că aveți un nucleu de bază de oameni pe care vă puteți baza oricând. Un nucleu de bază de oameni care oricând să vă ajute și oricând să vă fie alături. Hai să vedem o carte de clarificare. Pentru Scorpioni, pentru această săptămână, Pajul de Monede, ok? Asigurați-vă că aveți un asistent, o asistentă, cineva care să vă susțină, care să facă toată munca de care voi nu aveți timp să vă ocupați. Ok, pentru Scorpionii care se află în poziții de conducere, aceasta este o săptămână în care să vă uitați în jurul vostru la cine sunt oamenii pe care ați putea să-i creșteți astfel încât atunci când voi evoluați în carieră, când urcați pe treapta următoare în carieră, ei să vă poată lua locul. Da? Pentru că acești oameni pe care îi luați sub aripa voastră și creșteți poate să fie acest nucleu de bază care să vă susțină oricând, care să vă țină spatele oricând, pentru că voi sunteți foarte focusați să ajungeți acolo undeva la țelul vostru și e foarte important ca în traiectoria asta voastră ascendentă să construiți o bază mai solidă sub voi. Dacă mergeți mult prea rapid și călcați peste cadavre stânga-dreapta, o să aveți o bază foarte șubredă sub voi. Dacă, în schimb, luați niște oameni sub aripa voastră și creșteți împreună cu voi, dar creșteți toți împreună, o să aveți o bază mai solidă și proiectul ăsta o să aibă izbândă pe termen lung. O săptămână interesantă și pentru Scorpioni. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie și pentru clarificări suplimentare uitați-vă și la ascendentul și la luna voastră. Dacă nu știți care e faza cu ascendentul și cu luna, în descrierea acestui video am lăsat un link prin care puteți să aflați mai multe detalii. Hai să trecem la Săgetător. Pentru Săgetător avem Șaptele de Bâte, o energie destul de agitată, ori vă certați cu cineva, ori aveți ceva conflict, o energie conflictuală, dar voi sunteți pe poziția de putere, da? Sunteți pe poziția mai ridicată și puteți să ieșiți victorioși din asta, dar mare atenție, pentru că energia overall a săptămânii este treiul de monede, adică ne îndeamnă către comunicare. Și chiar dacă voi o să ieșiți victorioși din această discuție, din acest conflict, ar fi mai bine să ieșiți din acest conflict nu câștigând prin forță brută, ci câștigând prin varianta diplomatică. Da? Ar fi mai ok pentru voi pe termen lung
să alegeți varianta diplomatică și să încheiați conflictul, pentru că așa o să demonstrați către whatever, cine vă urmărește, o să le demonstrați că sunteți o persoană matură, sunteți o persoană logică și sunteți o persoană pe care se pot baza pe termen lung. Hai să vedem o clarificare. Treiul de monede. Da, exact ce spuneam. Ieșiți, încercați să ieșiți din acest conflict folosind diplomația. Pentru că, mai ales pentru voi, energia asta de cooperare, de muncă în echipă este foarte importantă. Și la urma urmei este mai important să păstrați echipa intactă decât să ieșiți voi victorioși și să pierdeți cooperarea oamenilor din jurul vostru. Energie interesantă și pentru săgetători. Pentru informații suplimentare, uitați-vă și la ascendent și la lună. Dacă nu știți care e faza cu ascendentul, luna și zodia, am lăsat în descrierea acestui video un link în care găsiți informații suplimentare pe această temă. Și hai să trecem mai departe la Capricorn. Pentru Capricorn, șasele de bâte. Sunteți victorioși. Voi ați câștigat deja. Intrați în această săptămână pe poziție superioară de victorie și, sincer, după toate energiile acestui an, cu toate planetele care v-au transitat zodia, ar cam fi și cazul să vă mai bucurați și de câte o victorie. Hai să vedem în ce plan vine această victorie pentru Capricorni. De unde vine această victorie pentru Capricorni? Treiul de bâte. Victoria vine pentru că încep să se vadă rezultatele unui proiect început în trecut, încep să fie vizibile rezultatele eforturilor voastre. Am impresia că pentru Capricorn munca aceasta în echipă a fost depusă în trecut și acum, într-un final, vă sunt recunoscute meritele și începeți să primiți și răsplata pentru acest efort, pentru toată diplomația de care ați dat dovadă în trecut. O energie foarte interesantă și pentru Capricorn. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică energia pentru voi în această săptămână. Pentru detalii suplimentare, uitați-vă și la ascendent și la lună. Dacă nu știți care e treaba cu zodia, ascendentul și luna, în descrierea acestui video am lăsat un link către un video în care explic mai detaliat cum să le calculați și care e faza cu ele. Bun, hai să trecem la vărsători. Pentru vărsători aveți pajul de monede. O energie stabilă, dar care se mișcă foarte încet. Dacă e vorba de o situație de dragoste, pentru unii dintre voi o să fie vorba de o situație de dragoste, lucrurile să știți că se mișcă foarte încet. Dacă e vorba de o situație la locul de muncă sau în mediul de afaceri. Pentru vărsătorii mai tineri, o să aveți ocazia să vă angajați pe un post entry level într-o companie, adică o să intrați la nivelul de jos al unei companii, dar lucrând în echipă, demonstrând seriozitate, demonstrând că aveți talente pentru mai mult decât ceea ce se cere de la voi prin fișa postului, o să fiți observați de cineva dintr-o poziție de conducere și o să vă ia sub aripa lui. Poate să fie acel scorpion, da? Că la scorpion iarăși le spuneam că okay, o să avanseze în carieră, dar ar fi bine să se asigure că au oameni care îi susțin. Voi puteți să fiți una dintre aceste persoane care să susțină un scorpion, care să lucreze împreună cu un manager, cu un șef scorpion și să învețe practic meserie de la acesta sau de la aceasta. Dacă sunteți deja într-o poziție de conducere, energia acestei săptămâni vă îndeamnă să, asemenea scorpionilor, să luați și voi sub aripa voastră pe cineva tânăr, pe cineva fără experiență, pe care să-l învățați meserie. Pentru că o să-l învățați să facă lucrurile exact așa cum vă place vouă să fie făcute și o să puteți să vă folosiți de această persoană să vă ajute pe termen lung. Când spun să vă folosiți, nu e neapărat o energie nasoală, nu. O să vă folosiți unul de altul, să vă ajutați unul pe altul să evoluați în carieră. Hai să vedem o clarificare pentru vărsători. Marea preoteasă. Mesaje care vin din subconștient. Mesaje foarte importante care vin către voi săptămâna asta din lumea invizibilă, din subconștientul vostru sau din subconștientul colectiv. De ce nu?
E foarte important să vă ascultați intuiția și atunci când se întâmplă ceva important în jurul vostru în această săptămână, să nu reacționați imediat, da? Pentru că toate energiile astea sunt energii care reacționează lent. Și pajul de monede și treiul de monede sunt energii lente, sunt energii în care treptat creștem, pas cu pas creștem, nu așa dintr-o dată, da? Și la fel și această mare preoteasă vă cere ca atunci când ceva se întâmplă în jurul vostru să vă luați câteva momente din timpul vostru, să faceți un pas în spate și să analizați un pic situația obiectiv și la rece, să nu reacționați atunci la cald. O energie foarte interesantă și pentru vărsători. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru voi săptămâna asta și pentru detalii suplimentare nu uitați să verificați și ascendentul și luna voastră. Dacă nu știți care e treaba cu ascendentul și luna, în descrierea acestui video am lăsat un link în care o să găsiți informații suplimentare. Și acum să trecem la Pești, zodia Pești. Regina de Săbii, o energie foarte rece, foarte calculată. Atenție la Pești, la ce o să spuneți și cum o să spuneți săptămâna asta, pentru că riscați să, chiar dacă nu vă stă în fire, riscați să fiți atât de onești sau să spuneți lucrurile atât de verde în față încât cineva să fie supărat. De asemenea, e posibil ca voi să fiți cei care sunteți supărați de felul în care comunică cineva apropiat vouă, cineva cu care lucrați, cineva din echipa în care lucrați. Dar nu e cazul să vă supărați, da? Pentru că efectiv persoana care vă spune lucrurile astea nu le spune cu răutate, ci pur și simplu simte nevoia să dea lucrurile pe față, da? Fără prea multe ocolișuri. Chiar dacă voi sunteți mai sensibili, asta e, din când în când mai trebuie să-i acceptăm și pe ceilalți așa cum sunt ei. Hai să vedem o clarificare pentru Pești. Eremitul, da. Această energie de verde în față, de să spunem lucrurilor pe nume, vă face să vă doriți să vă retrageți puțin, să vă retrageți din mediul acesta, pentru că nu vă prea convine, nu e pe gustul vostru și ați vrea să petreceți un pic de timp în singurătate, da, să vă protejați de această energie. Sfatul de la cărți ar fi să treceți peste lucrurile care vă supără săptămâna asta și să învățați ceva din ele, da? În loc să vă simțiți ofensați de această persoană care vă spune verde în față niște lucruri, analizați-le puțin prin prisma eremitului, prin prisma pusnicului și încercați să găsiți sâmburele de adevăr din el. Chiar dacă vă e greu să-l vedeți, încercați să vedeți adevărul din spatele acestor cuvinte și folosiți-l ca o lecție astfel încât să evoluați, să creșteți. Folosiți-l ca un lucru pozitiv, nu ca un lucru destructiv. Nu lăsați criticile sau observațiile cuiva de la locul de muncă, din echipa în care profesați, în care activați, nu lăsați ca aceste critici să vă distrugă, folosiți-vă de ele ca de feedback pozitiv, ca de feedback constructiv și găsiți oportunitatea de creștere. O energie interesantă și pentru Pești această săptămână. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică și pentru voi această energie. Pentru detalii suplimentare, uitați-vă și la ascendent și la luna voastră, ca să vă faceți o imagine mai completă asupra lucrurilor care vă așteaptă în această săptămână. Dacă nu știți care e faza cu ascendentul și cu luna, în descrierea acestui video am lăsat un link către un video în care vă explic mai pe larg exact ce înseamnă ascendentul, ce înseamnă zodia, ce înseamnă luna pentru fiecare și cum vă puteți folosi de aceste informații, cum le puteți afla și cum vă puteți folosi de ele. Bun. Și acum să scoatem un mesaj general pentru această săptămână, pentru toate zodiile, un mesaj din aceste cărți oracol, puterea gândului. Da? Ca un fel de mantra pentru toate zodiile care să vă ajute să operați cu această energie, cu acest trei de monede.
Hai să scoatem o carte. Deschid noi uși vieții. Mă bucur de ceea ce am și știu că am mereu în fața mea noi experiențe. Întâmpin noul cu brațele deschise. Am încredere că viața este minunată. O mantră foarte frumoasă pentru săptămâna aceasta. O mantră care ne îndeamnă să luăm totul ca pe o provocare și să vedem oportunități chiar și în cele mai negre situații. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați stat cu mine până la final. Nu uitați să dați un like la acest video, să dați share pe Facebook, chiar mă ajută foarte mult de fiecare dată când dați like sau share, să-mi lăsați în comentarii cum se aplică această energie pentru voi, să mă urmăriți pe Instagram și Facebook, link-urile sunt jos în descriere, acolo pun în fiecare zi câte o etalare de tarot, dacă vreți să le pun și în limba română, lăsați-mi în comentarii și o să le traduc pe toate și în română. Pentru cei care v-ați abonat deja la canalul meu, vă mulțumesc din suflet. Dacă nu te-ai abonat încă, abonează-te, apasă și clopoțelul ca să primești notificare de fiecare dată când pun material nou. Să aveți o săptămână minunată! Pa!